Haideți să aflăm primele patru fete. Nu le voi spune în ordine. Roxana. Mulțumesc. Oh, vă iubesc! Bianca. Simina. Mulțumesc, Ida, vreau. Ana Maria. Bravo. Mulțumesc mult. Nu mă așteptam. Mulțumește. Cu plăcere. Am mulțumit. Mergem și în casa băieților și aflăm cei mai votați patru băieți. Jador. Mămăiță, tătăiță! Vreau să vă mulțumesc pentru că m-am votat. Stai, lasă-mă în pace. Hai zi. Deci, mămăiță, tătăiță, mămicu, tăticule, sormiu, frate, nepoți, frați, surori, familie, familia mea, vă mulțumesc că mă votați, și adorașii mei, vă mulțumesc că mă votați, a doua familie, da? Mulțumesc că și mama te votează. Și mama lui Simona. Să rămână și vă mulțumesc mult tuturor. Bogdan. Iancu. Alexandru Bobicioară. Nu ne-a spus că s-au aliniat? Mulțumesc frumos. Haideți să aflăm ce fete nu sunt favorite. Voi spune două dintre cele patru. Ana Maria. Lasă. Încep săptămâna viitoare, îi rupi. Și nici... Bianca. Pare rău. Bătălia se dă între Simina și Roxana. Bun, mergem în casa băieților. Haideți să aflăm care dintre băieți nu este protejat, nu este favorit. Mai exact doi dintre ei. Favorit nu este Alexandru Bobicioiu. Îmi pare rău. Și... Bogdan. Aici pare rău. Bătălia se dă între Jador și Ian. Bun, haideți să aflăm favoritul din casa băieților, dintre Iancu și Jador. Favorit în această săptămână din casa băieților, cel mai votat a fost Jador, felicitări! Mamă, ia toată lumea! Ia mă la locul! Uite și tablourile, Jador! Ce faci, mă? Eu nu m-am bucurat ca aici! Ia, dar eu o să știu că tu nu te-ai bucurat! Pentru el! Ia, dar iartă-mă, Tule, dar sunt băulund! Ia, Tule!
Mama, îi mulțumesc încă o dată și de-a dragii mei și toți. Bun. Haideți să aflăm favorita din această săptămână. Cea mai votată din Casa Fetelor. Dintre Roxana și Simina. Simina, felicitări! Ce vreau să le mulțumesc tuturor oamenilor care mă votează, nu contează dacă sunt Roxina sau ce fi, să mă voteze în continuare și le mulțumesc, mă plac așa cum sunt. Mă bucur foarte mult că în sfârșit am ieșit și o favorită. Îmi doream de mult timp să văd că încă sunt apreciată. Am fost o perioadă scoasă din top 3, dar am revenit și le mulțumesc foarte frumos și îmi doresc în continuare să mă susțină. Bun, interesant! Nu prea, dar să zicem. Simina și Jador favoriți în această săptămână. Și Zănoagă. O să vină sigur la Dei. Doamne! Nu, Jador refuză Zănoagă. Nu, o știi pe cine o să cheme la date? Pe Iancu. S-a certat toată ziua cu el și îl cheamă să-și ceară iertare sau să se bace sau poate chiar să filmeze pentru un videoclip. Ce zici? Nu, chiar doar pentru 1000 de euro vine. Chiar nu vine la manele, că manelele sunt urâte. Lasă-mă, urâte rău. Ce să caute la manele? Eu sunt... Hai, da? Sau poate că o să-l cheme pe Bogdan, pentru că atunci când este cu Bogdan, este în toată deplinătatea ființei ei, exact cum e ea. Aproape, e cu Zănoagă. Păi nu e cu Alex. Cum nu e cu Alex? Păi la cu Alex nu poate să vorbească, nu zâmbește, nu râde, nu zâmbește, se ceartă, nu-i convine. Păi da, făcea mișto de Bobicioiu. Eu îmi permis să fac niște glume pe care Alex nu poate să le facă, pentru că el iubitul ei și nu poate. Eu pot să fac niște. Dar știi de că eu nu zic de la mine, eu zic de la Jador. Jador a zis asta, eu îl citesc pe Jador. Zănoagă o trimite la cușcă și el pe el, ia pe el. Nu era. Hai, hai. Am plecat în casa fetelor. A plecat acolo, hai Simina, aici. Simina, aici, aici la colț, mâinile sunt... Mocane, ce ți-am zis? Nu, dar aici căuta acolo, în colțul acela, unde este... Simina s-a dus acolo și a zis Zănoagă, dacă vrei, stai și tu cu ea, că să nu se simte singură. Atât a fost. Dar aș vrea să spuneți tare aici, în emisiune, ce vă șoptiți la ureche. Na, asta nu. A, aia, glumele, să le zic eu pentru obicioi. Aia, sunt spans, la este cantul. Sau să fie doar asta? Ce glume? E nicea gluma la ureche, eu ziceam tare, să râde obicioi. Nu e adevărat. Ce râdeați de Bobicioiu? Dar nu râdeam. Simina, nu-i plăcea frizura lui și s-a făcut glume proaste pe seama lui. Nu am da. Că stă bine, da. N-am înțeles eu cu glumele astea, nu, eu n-aș accept. Nici eu. Dar nu mă interesează, eu atâta timp știu că mi-am stă bine. Dar atunci râdeai și tu, că ai știut că glumim. Păi mi-am dat seama că glumiți. Ce proastă mi-a venit în cap, Doamne, Simina. Dacă nu e porcoasă, zi. Eu, nu e porcoasă, dar e jignitor la ea. Păi nu zice. Jignitor la ea. Nu-i zic. Unde-i scurtat toată curată? Mă! Auzi Bobicioiu care e la un metru de el și n-aude mocană când zice la ureche. Zi tu Bobicioiu, tare! Nu poți să-ți, dacă vreau să zic el, zic. E proastă, nu? Dar e bună! E urât? Nu e urât. Nu-i proastă, Simina are simțul umorului. Dacă o spun eu, probabil e ok. Spune tu, spune tu mai bine. Dacă o spun el, îl bate Zănoagă. Unde ți-ai scurtat nasul? Spune tu. Unde ți-ai scurtat nasul cu roșu smătun? Asta. Ce? Unde ți-ai scurtat nasul cu roșu smătun? Bine, nu prea are logica așa mare, dar... Dar cea mare... Bun, da, până una alta... Dar trebuie să-i spui și tu la ureche că e o glumă da, la fel. Dar să zic și eu, unde ți-ai scurtat, mă, picioarele alea? Sau... Te-ai scris că picioarele pe Bulgaria? Ce? Lumea, ți-ai scris picioarele pe Bulgaria. Da, asta e bună, bună, asta e bună. Zănoagă, vine să dau un rău cu tine. A fost bravo, Zănoagă. Până una alta trebuie să alegeți pe cineva cu care mergeți la date. La, dacă la Simina mi-e clar. Sau, da, poate. Pe Alex? Dacă vrea. Accepți, Alex? Cum ar fi? No. Normal. Gata. Jador, pa, să mergi la date cu Jador, e visul tău de când ai venit aici. Ați avut voi un date când ai filmat pentru videoclipul lui? Nu, doamna, că am ieșit multe ori, și zilele astea am ieșit cu el.
Da? Da, au zis că am înjurat cu șoferul. Vorbești, J'adore, te rog. Am înjurat șoferul, eu țin minte asta. A, trebuie să zic asta în emisiune. J'adore. Da, doamnă. Alege o fată cu care să mergi la date. Bă, tu nu ești fată, măi. O să o aleg pe Roxana dacă vrea să vină cu mine. Că m-am înțeles bine cu el la date. Da, vreau. Foarte frumos. Distracție plăcută. O rugăminte. Simina, Roxana, nu vă păruiți, nu vă bateți, Doamne, fără. Alex, J'adore, nu vă bateți, nu vă păruiți, nu vă jigniți. Da? Mamă, o să-l iau pe Iancu. Moment, dar cum i-am ieșit. Iancu nu are ce să caute. O să-l iau ca gardă de corp. Vă rog din tot sufletul meu, vă abțineți. Da? Alex? Da. Ia fata. Se bagă zis. Bun. Ne așteaptă o gală extrem de grea. Mare grijă. Ne vedem mâine de la 3:30. 15:30. Să aveți o seară minunată. Vrei să fii lângă vreo fată din casa asta? Da. Lângă cine? Lângă Ana. Mi se pare că Doru o place pe Ana. De unde vă cunoașteți? Din online. De pe Instagram. Ți-e frică să n-o pierzi pe Ana? Sincer, da. Eu oricum am spus că îi dau o pauză. Și în această pauză tu ai voie să cunoști alți băieți? Da, bineînțeles. El provoacă subtil, doar că nu jignesc. Uite așa o să-ți fac dacă vreau. Te doare? Da. Vrei și tu? Nu se poate, băiatul. Nu poți să te uiți? A, te doare sufletul? Doamna Andreea Mantea, vreți să faceți oameni să sufere? Nu, vreau doar să te ajut să-ți treacă. Uită-te! Ești fericită lângă Alex? Da,